Consiliile electorale de circumscripție electorală uninominale au înregistrat până la finele perioadei de depunere actele în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de deputat. Potrivit datelor, circumscripția numărul 7, Soroca, este una din circumscripțiile unde s-au înregistrat cei mai mulți candidați, 6 la număr. La etapa actuală, Consiliul de Circumscripție Electorală Uninominal numărul 7 Soroca s-au desfășurat 9 ședințe a Consiliului respectiv, în cadrul cărora s-a finalizat examinarea cu grupurile de inițiativă pentru colectarea semnăturilor. În total au fost, până la finalizarea acestei etape, înregistrate 9 grupe de inițiativă, din care menționez că 6 s-au finalizate activitatea lor, au fost prezentate de 6 concurenți electorali materialele pentru înregistrarea lor în calitate de concurenți electorali. Materialele a tuturor 6 potențiali concurenți electorali au fost examinate și sunt adoptate hotărârile respective a Consiliului de Circumscripție privind înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe circumscripția electorală uninominală numărul 7, municipiul Soroca. O să expun în ordine în care au fost înregistrați: din partea Partidului Democrat Victor Său, din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, doamna Pilipețcaia Ala, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, doamna Bodnarenko Elena, candidatul independent Cimbriciuc Alexandru, din partea Partidului Politic Șor Melnic Maxim, și din partea blocului electoral acum platforma DAŞ PAS, doamna Ungureanu Larisa. 3 grupe de inițiativă își continuă activitatea. La moment, Consiliul Electoral de Circumscripție se află la etapa de solicitare și primire a propunerilor primarilor din unitățile administrative teritoriale care fac parte din circumscripția uninominală, privind formarea secțiilor de votare și componența viitoarelor birouri electorale a secțiilor de votare. Pentru că avem sarcina în termeni stabiliți de codul electoral să constituim aceste organe electorale foarte importante, care urmează să asigure bună desfășurare a alegerilor și a votării în general, cât și a referendumului republican consultativ. Perioada de depunere a cererilor pentru înregistrare în calitate de concurent electoral, atât în circumscripția națională, cât și în cele uninominale, se încheie la 24 ianuarie 2019. În circumscripția națională, care cuprinde întreg teritoriul Republicii Moldova și secțiile de votare din străinătate, se aleg 50 de deputați pe listă de partid în baza votului reprezentării proporționale. În circumscripțiile uninominale se aleg 51 de deputați în baza votului majoritar, câte unul de la fiecare dintre cele 51 de circumscripții uninominale, inclusiv pentru localitățile din stânga Nistrului și de peste hotare. Circumscripțiile electorale uninominale vor cuprinde între 55 și 60 de mii de alegători cu drept de vot. Parlamentul a decis ca în ziua alegerilor parlamentare, care vor avea loc în 24 februarie 2019, va fi organizat concomitent un referendum prin care populația cu drept de vot va fi consultată cu privire la reducerea numărului de deputați și la revocarea acestora din funcție de către popor.